Vă salut și bine ați venit la un nou video. De această dată vreau să vă vorbesc despre camionul meu. Oarecum camionul meu și anume camionul pe care lucrez. Începem din partea asta, din partea dreaptă. Ușa începe bordul, este primul meu copilot. Jos am o minge, un bidon de apă, alte bidoane de apă, bocancii. Nu știu dacă se văd bine și o chingă pentru siguranță. Mai încoace avem șlapii. Aici am niște șervețele pentru atunci când conduc. Eu fiind pe scaunul ăsta, imediat mă întind și iau un șervețel în caz de nevoie. Știu eu, poate mă stropesc cu cafea sau alte minuni. Aici este o cremă pentru mâini. Aici este locul pentru un alt pahar sau o cană. Așa, șlapii de duș. Acum am pus aici pentru că urmează. Așa, controlul pentru lumini ambientale din interior, bineînțeles. Așa, aici este lumina din dreapta, lumina din stânga de pe tavan, blocarea ușilor. Așa. Aici este pentru aer condiționat, v-ați prins, și căldură și așa mai departe. Ce îmi place mie la DAF este această măsuță care iese afară. Pui un prosop, o bagi înapoi, ai terminat socoteala. Aici este biroul meu micuț, care conține, după cum ați văzut, caietul cu programul, o ungheră, două pixuri, casca, nelipsita cască. Aici este pentru muzică, ăsta ori îl țin aici, stick-ul, ori îl pun așa frumos, în fine, și îl împing acolo în geam. Așa. Ăsta este caietelul meu pe care scriu ceea ce am de făcut, este cam sfrijit, sărăcuțul de el, am mai multe carnețele de genul ăsta, scriu pe o foaie, scriu și dincolo și după aia rup pagina și am aruncat-o. Ăsta este un tichet de la ESO când fost la baie. Aici este un alt carnețel pe care scriu lucrurile pe care trebuie să le fac sau să le cumpăr. Aici este tabelul meu. V-am mai zis de tabelul ăsta. Aici e programul meu de săptămâna asta. Și aici voi scrie bla 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 multe chestii. O să vă vorbesc despre acest tabel. Voi face și update la el. Voi face câteva îmbunătățiri. Și... ăsta e numărul meu de telefon, n-aveți voi aici. În fine, l-ați văzut deja. După cum ziceam, vreau să îmbunătățesc puțin acest tabel și să-l fac un pic mai plăcut. Bun. Așa, deci asta e birouașul meu, după cum v-am zis. Acum trecem la bord. Bordul este alcătuit din... După cum ați văzut un GPS, acolo e o iconiță, acolo era de când am luat camionul, n-am dat-o jos. Să nu uităm de al doilea meu echipaj, de al doilea meu pilot, copilot. Urecheatul sau piticul, depinde de fiecare cum vrea să-i zică. Deci, la bord avem câteva butoane pentru filtrul de particule, pentru când treci peste bandă să sune, bla bla bla. Le lăsăm pe aici pentru remorca, tipul de remorcă pe care îl conectezi. Așa, aici e lumina de la bord, dacă vrei mai multă sau mai puțină, avare, nu știu ce, schimbătorul de viteze. Tapanou, să zic așa, pentru aerul condiționat, deocamdată este pe căldurică. Ăsta era pe circuit intern. Bine că m-am uitat la el. Așa, asta e cu căldura și aerul condiționat. Aici, de obicei, conectez eu GPS-ul. Primez mesaje și de asta tot vibrează telefonul. Așa, ăsta este GPS-ul meu, care tocmai se deschide. Transix. Așa, aici primesc comenzile și... mă ajută destul de mult cu calcularea, cu calcularea timpilor de condus și odihnă. În ultima săptămână am condus 24 de ore și 14 minute. Așa a venit. S-a deschis și GPS-ul între timp. Asta este frâna de mână.
Deocamdată nu funcționează pentru că am pierdut presiune stând aici de 24 de ore și 20 de minute. O curiță de cafea. Așa, asta e GPS-ul. Așa. Bordul. După cum știți, asta este kilometrajul. Ăsta este nivelul de combustibil. Și AdBlue, după cum vedeți aici unde scrie AdBlue, aici în sus este de obicei o linie. Ia uitați, albastră. Combustibil e full, AdBlue nu prea că n-am băgat. Așa, presiune scăzută, aici este nivelul de căldură, adică dacă aș fi pornit motorul s-ar fi încălzit, la lula. Durometru, indicatorul de viteză, adică dacă ar fi în viteză mi-ar fi apărut, deși când staționezi nu ai ce să cauți cu schimbătorul mai mult de sau altceva în afară de neutru. Așa, oricum îți sună dacă îl oprești și el este în viteză. Aici am mers 1814 km de când am luat camionul ăsta. Camionul în total are 291.995 de km. Aici sunt niște comenzi pe care nu le pot folosi, din păcate, și chiar nu-mi pasă. Aici sunt alte comenzi, și anume, aici setez, de exemplu, dacă eu merg acum cu 75 la oră, da? Apăs pe ăsta și îmi rămâne, hai să iau asta de aici, că să meargă înainte căldurica. Deci dacă mergi cu 75, apeși pe ăsta și automat îți pornește pilot automat și mergi în continuare cu 75. Dacă dezactivezi pilotul automat, el ține minte că l-ai avut la 75 la oră. La un moment dat să zic că mergi cu 58 la oră, da? Mergi cu 58 la oră și apeși pe butonul ăsta. El își aduce aminte că tu ultima dată l-ai avut la 75 la oră, pilot automat, și va crește automat viteza la 75 și acolo va rămâne. Butonul ăsta când îl apeși, acum nu pot să vă arăt în bord că de obicei îți apare acolo. Dar acum nu pot că staționez. Butonul ăsta când îl apeși este pentru plus minus cât să crească peste limita pe care ai introdus-o tu, adică viteza, și cât să scadă sub atunci când este pe pilot automat. Și prima linie este pentru distanță față de vehiculul din față. Eu de obicei când e vorba de distanță față de vehiculul din față selectez 5 puncte, 5 linii. Că e maximul pe care îl pot selecta și ăla îl selectez. Sunt anumite porțiuni, anumite țări în care puteți lua amendă dacă stați prea aproape de vehiculul din față. Bun. Aici este off când vrei să dezactivezi pilot automat sau limitatorul. Și apropo de limitator, ăsta este limitatorul. Aici îți limitezi, de exemplu, dacă urci pe o pantă, urci și dezactivezi pilot automat. Poți să selectezi aici limita cu care vrei să mergi. Dacă vrei să mergi, să zic, cu 80 la oră pe panta respectivă sau cu 70 la oră, selectezi aici limita vitezei cu care vrei să mergi și oricât ai apăsat pe pedala de accelerare, nu va trece peste limita respectivă. Poți să-i dai tu blană, jos, pedala, că el nu va trece decât va urca până acolo, dacă poate să urce până la limita pe care ai pus-o tu aici, pe care ai selectat-o aici, și așa va continua. Chiar și la vale. Bine, la vale îl mai împinge dacă ai greutate, dar ăsta pentru așa ceva se folosește. Aici avem retarderul și eco-off. Deci, retarder înseamnă când tragi, ăsta e, așa, ăsta este semnul de retarder. Și după cum vezi, prima treaptă este mai mică, mai mare și cea mai mare. Și anume, când e acum mai off, da, e sus, în față, off, trag o dată. Prima și a treia, că am tras prea mult. Deci prima, a doua, a treia. Asta e un fel de frână de motor, dar este mai mult decât frâna de motor, este retarder. Pentru cei care aveți deja permisul pentru camioane, știți deja, ați auzit de el. Aici mai sunt butoanele cu sateliții, bla bla bla. Claxonul. Și eco-off, după cum ziceam. Eco-off-ul este aici, acest buton, când îl apeși, el se va tura mai mult, tot la urcarea penților, pentru că acolo vei avea nevoie de mai multă putere, de obicei, mai ales dacă ești încărcat. Încă o guriță de cafea și trecem mai departe. Aici este pentru luminile dinăuntru,
Dacă îl pui așa, se vor aprinde luminile când deschizi ușa sau când le selectezi să se aprindă. Dar eu când stau pe pauză de asta mare, îl țin așa ca să nu consum prea mult curent aiurea. Asta este pentru lumina din spate, adică dacă conectezi sau deconectezi remorcă și e întuneric, apeși pe asta. Dacă ai bec în spate merge, dacă e bun becul merge, deci eu nu l-am folosit niciodată pentru că ori n-am avut bec, ori nu a fost bun, ori n-am avut nevoie. Aici este reglajul farurilor, după cum vedeți, pe 0 sau pe infinit, nu știu ce e ăla, se reglează automat, probabil habar n-am, în fine. Aici le reglez eu, de obicei, să nu bată prea în față, adică prea sus. Așa, următoarea, ce-o fi asta, manetă? Este așa, semnalizarea în sus și în jos, faza lungă când tragi de ea, da? Și claxonul aici în capăt, ca la dacilele vechi. Dacă dai de asta, aici este la ștergător și dacă împingi de el, vei stropi parbrizul. Aici avem luminile. Aici ții când vrei să stingi luminile, deci dacă stai pe locul motorul pornit și vrei să stingi luminile, ții un pic așa să sting luminile de poziție. Aici pe 0, așa. Faza scurtă, poziția, faza scurtă. Și dacă tragi de el, ceața în față, ceața în spate. Așa. Cam, aici avem un difuzor și partea alta avem. Ce fac eu cu ăsta? Păi ăsta e o chestie faină, o gumă, covoraș antiderapant. Asta este o lavetă și de obicei când merg în parcări și iau bonda la de parcare, pun așa, pun bonul de parcare în geam, pun covorașul ăsta după bon și cu laveta fac ceva de genul ca să stea bonul. În rest, covorașul nu-mi folosește la nimic, laveta îmi folosește și să mai șterg pe aici. Geamurile, de exemplu, avem geamurile electrice, deci geamul din partea dreaptă, geamul din partea stângă și aici avem oglinzile din partea dreaptă, sus-jos, adică mare-mică. Oglinzile din partea stângă mare-mică și aici le aranjăm. Butonul din mijloc este pentru încălzirea oglinzilor. Cam atât. Cam atât pentru aici. Ce mai am eu aici este o pereche de mănuși pentru lucru. Un șurub pentru atunci când ai nevoie de manetă. Da? Dacă remorca pe care o cuplezi nu are manetă și eu am manetă, dar nu am șurub, îl bag pe ăsta acolo. Altă pereche de mănuși. Așa, dezinfectant, e la modă. Și cam atât. Cam atât. Vă mulțumesc pentru vizionare, cam asta a fost video. Apropo, să e un carnețel pe care îmi scriu anumite lucruri. Nu am zis el, ăsta e castofonul, v-ați dat seama clar. Și asta este butonul, hai să vă-l arăt. Butonul cu care navighez prin... Să-i să fac cumva așa să vedeți și faptul când umblu, da? Deci dau înapoi și intru, da? Un fel de joystick. Informații despre camion. Ia să dăm la nivel de baterie și dăm OK. 60% descărcare, dăm înapoi. Greutatea pe axe. Deci aflăm tot fel de chestii cu butonul ăsta, navigăm. Ăsta e OK-ul, ăsta e dau înapoi și ăsta e stânga-dreapta, după cum vedeți. Easy, foarte easy. Da, aparent cel puțin. Bun, vă mulțumesc pentru vizionare, cam asta a fost. Ăsta este un DAF din 2018. XF480. Vă salut!